Bună ziua la toți! Astăzi vom avea o lecție de-a lor la sărbătoarea Ziua Națională a Lecturii de Cuvântul Moldova. Lectura este esențială în formarea fiecărui om. Vom da citire mesajului Doamnei Președinte a Republicii Moldova, Maia Sandu. Este important să înțelegem că lectura este esențială în formarea fiecărui om, chiar de la nașterea lui. Ea stă la baza dezvoltării, gândirii și a limbajului uman, a capacităților analitice și a inteligenței emoționale. Este bogăția care stă la îndemâna noastră a tuturor și ne formează ca personalitate. Începând cu anul 2023, în Republica Moldova, va fi marcată la 14 februarie Ziua Națională a Lecturii. O hotărâre în acest sens a fost votată cu o majoritate covârșitoare în Parlamentul Republicii Moldova la începutul anului 2022. Va fi o ocazie în plus de a scoate în prim planul vieții culturale lectura și importanța acestea în dezvoltarea persoanelor și a societății întregii. Instituirea Zilei Naționale a Lecturii a fost propusă în contextul marcării la nivel mondial a Zilei Internaționale a Citirii Împreună, desfășurată anual în primele zile ale lunii februarie, dar și a Zilei de Naștere a Proiectului Grigore Dimitrie. Decretarea Zilei Naționale a Lecturii a fost una foarte inspirată și a fost salutată de oamenii politici și de toți profesioniștii pentru care cartea este instrumentul principal de muncă. Președintele țării, doamna Maia Sandu, a menționat: mă bucur că de acum încolo, la 14 februarie, de ziua nașterii poetului, vom sărbători și Ziua Națională a Lecturii. Este important să înțelegem că lectura este esențială în formarea fiecărui om, chiar de la nașterea lui. Ea stă la baza dezvoltării gândirii și a limbajului uman, a capacităților analitice și a inteligenței emoționale. Este bogăția care stă la îndemâna noastră, a tuturor, și ne formează ca personalitate. De ce trebuie să citim o carte? Cercetările în domeniu au evidențiat următoarele beneficii ale lecturii. Stimulare mentală, reduce stresul, cunoaștere. Am să ascultăm un fragment. Mândruță, ultima lună de toamnă. L-am pădurășul să vă se apropie din pădure. Iar la pâine cu pași pare să spre ea de atâta verdeață și răsucindu-se pe un povărniș dispare înapoi la muncă. La gătitură, acolo unde șoseaua încalcă în umbra copacilor de la margine, se lițește de prin cringuș o casă veche, pe jumătate pustiită. Dincolo de șosea se vede un ieșor cărpit, stup și câturi nesfârșite de păsări, gâști, rați, curcani, călătoresc într-una de la casa din pădure, la ieșor și înapoi. Aici, la canton, trăiește Anton, cel mai cinstit și cel mai ciudat dintre noi. De vreo 15 ani, tata n-a mai fost pe la dânsul și nici Anton ce-i drept n-a pășit pragul casei părintești. Se miră tata de fiecare dată cum vine, mirate și acum, fără să fie avut vreo spadă în înțelegeri, se înstrăinează cu fiicea în tata de fecior. E toamnă. E sfârșit de toamnă. Și acum pădure nu crede în mănânt. Credea oamenilor când era la primii săi moguri, chema lumea la căpșune și ciuperci. Atunci optit nopții întregi când se cosea fân. Acum vreme mare în frumuseț s-a trecut, pădurea e goală, dezbrăcată. Și când răsare răsuflare de om, ea caută lumii pe sub sprâncene și nu crede. Iar când pădurea nu crede, se încruntă și taci. Școala, în afară în bibliotecă, mai are și spațiu pentru lectură în blocul 2. Foarte multe cărți și vă invităm ca să veniți să le
știți. Mai departe vom avea o poezie. Leva anul întâi, Leva recita-o. Elena Mireuță, poftim. Cum e copii de ștepți. Înțelegeți bine foarte. Una este să ai cărți, alta este să ai carte. Însă de pe altă parte tragem un copii de ștepți. Cine vrea să aibă carte, trece mai întâi prin cărți. Mulțumim pentru atenție și vă mai așteptăm cu drag în sala de lectură.